Yeah. you Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, primele 13 versete, pagina 1010 în Sfintele Scripturi. Evanghelia după Luca, din capitolul 16, începând cu versetul 1. Iisus a mai spus cenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El a chemat și a zis, ce aud vorbindu-se despre tine, dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a -mi stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor a chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, Cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis, iați zapisul și șez de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? O sută de măsuri de greu, a răspuns el și a zis, ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestuia, față de seminii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieten cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, în această lună vorbim despre bunătatea omului duhovnicesc. Și vorbind despre bunătatea omului duhovnicesc, ne-am oprit în seara aceasta la pilda ispravnicului necredincios, pentru că, aparent, omul acesta comite anumite fapte bune. Este imposibil să citești pasajul acesta și să nu ai o impresie oarecum pozitivă față de acest ispravnic părât că este risipitor și că risipește averea stăpânului, dar se părea că urmează să dea socoteală de isprăvnicie, să îi se facă un inventar și la prima vedere el încă mai credea că are șanse. Zice, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicie? Dragii mei, mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos spune un cuvânt de apreciere cu privire la El. Vorbim despre stăpân, stăpânul este întotdeauna Dumnezeu, a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semini în lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ei, aici, dintr-o dată, lucrurile încep să se clarifice. Ispravnicul nu intră în categoria fiilor luminii. El e înțelept în felul în care știe să se gândească la viitor și să-și asigure viitorul. Dar el este fiul al veacului. Și Domnul, ceea ce le spune ucenicilor și ce ne spune și nouă, este următorul lucru. Dacă un om al veacului, Știe cum să-și rânduiască relațiile cu cei din jurul lui. În așa fel încât să o ducă bine și nu rău. Cu atât mai mult noi, care sunt fii, suntem fii ai Luminii, ar trebui să ne gândim la veșnicie, să ne gândim la viitor și să ni-l asigurăm. Acum, trebuie să stabilim cu mare claritate că bunătatea cu ghilimelele de rigoare a ispravnicului necredincios este de pe o poziție compromisă. Omul acesta are o reputație proastă de administrator a averii stăpânului său. Am să simplific lucrurile la nivelul la care să spun că averea pe care ne-a dat-o fiecare, fiecăruia stăpânul și celor din veacul acesta și fiilor luminii, este sufletul și viața. Este cea mai bună comparație a isprăvniciei, a acestui, acestei mare, mari valori pe care ne-a dat-o Dumnezeu să avem grijă de ea. Și realitatea e că marea majoritate a oamenilor risipesc această mare avere. Această mare valoare pe care a pus-o Dumnezeu în fiecare dintre noi. Acum vorbim de ispravnicul necredincios, de pe o poziție compromisă, cu care că risipește averea stăpânului, că nu este corect. Binefacerile acestea ale lui sunt mai întâi pe cheltuiala altuia, tot pe cheltuiala stăpânului. El cheamă datornicii și probabil că mulți dintre ei, se dau doar câteva exemple specifice, dar îi cheamă, îi așează la masă și spune, ce datorii ai? Atât. Fiecare cam știe ce datorii are. Ia zapisul, ce înseamnă zapis? Înseamnă contractul sau documentul prin care semnezi și recunoști că ești dator cu o anumită sumă sau cu un număr de măsuri, de un delem. Ia documentul, îl pune în față și zice, taie și scrie mai puțin. Foarte interesant. Ispravnicul știe că el nu are, datori, nu are dreptul să umble la documente și să le modifice. El și aici comite o ilegalitate, dar o face pentru că deja și-a pus în gând să se pună bine cu acești oameni. Asta ne duce la al doilea lucru. Nu numai că face binefacerile acestea pe cheltuia la altuia, dar din interes, ca să creeze obligații acestor oameni. Uh, e mare meschinărie până la urma urmei. Pe averea stăpânului creează obligații datornicilor care acum să-i fie îndatorați lui. Credeți-mă! De la 100 de măsuri de unde lemn până la 50 îi taie din datorie 50. Mai târziu când nu mai este ispravnic Datornicul acesta va achita datoria aceea de 50 de măsuri de unde lemn cu vârf și îndesat, primindu-l pe acest om în casa lui, ca să nu stea în stradă. Că dacă se va duce și îi va bate la ușă, ce poți să faci binefăcătorului tău? Decât să-i deschizi ușa, să-i pui masa și să-i întinzi așternutul. A zis altuia, cât ești dator? 100 de măsuri de greu a răspuns el și a zis, ia zapisul și scrie 80. Acum de ce nu i-a dat și la asta tot 50? Nu știu, probabil că nu era așa de bogat ca primul și s-a gândit că și așa nu poate profita prea mult de pe spinarea lui. Zic și eu. Dar este foarte clar că omul acesta, pe cheltuiala altuia, pe cheltuiala stăpânului, nu-și face prieteni, creează obligații oamenilor din jur. Și, tot am menționat, dacă tot ai comis o ilegalitate și dacă tot ai făcut lucrul ăsta, iartă-le, domne datoria de tot. Atunci chiar că îți vor fi buni prieteni, atunci chiar că te vor ajuta. Nu le iertat decât ori jumătate, ori o parte oarecare din datorii. Acum, revin la aprecierea stăpânului pentru ispravnic. Domnul Iisus Hristos nu laudă el personal pe ispravnic, dar spune că stăpânul l-a lăudat. Undeva stăpânul l-a supravegheat pe acest om și a văzut ce face. A fost pătrât și și-a dat seama că îi risipește averea. Și a spus, trebuie să-ți faci un inventar, trebuie să-ți pregătești recordurile, trebuie să vii să dai socoteală de isprăvnicia ta, de administrarea bunurilor mele, să văd cum te-ai achitat de datoriile tale. Și urmărindu-l a observat ce face. A observat că a chemat datornicii, a observat că le a, -a pus să-și ei din datorie și în loc să se înfurie, exact ca un stăpân din ăla foarte, foarte, foarte bogat pe care nu l-a afectat, nu l a afectat 50 de măsuri de unde lemn și vreo 20 de grâu și poate cine știe ce alte valori pe care, cu care s-a jucat ispravnicul ca să-și facă interesele lui. S-a uitat stăpânul și încet, probabil a buvnit un pic în război Uite, uite de ce face asta acum. Fii atent că e frică că îl dau afară și își pregătește viitorul. Și-a asigurat viitorul. fiii veacului sunt foarte înțelepți atunci când își caută interesele. Și spunea Domnul Isus mai înțelepți decât fii luminii. Asta este bunătatea și repet, cu litere oblice și cu ghilimelele de rigoare, că numai bunătate nu e, a ispravnicului necredincios. Am auzit odată o predică năstrușnică în care Domnul Isus Hristos era comparat cu ispravnicul necredincios. Bine, a fost năstrușnică și caragioasă când am ascultat-o prima dată, dar -a urmă m-a deranjat profund, pentru că niciodată Domnul Isus Hristos nu poate fi asociat și comparat pe același palier cu un personaj negativ. Ăsta este un personaj negativ. Dacă se face o comparație între Domnul Isus Hristos și ispravnicul necredincios, se poate face, dar o comparație de antiteză la puș să se demonstreze de ce bunătatea lui Hristos nu este cu ghilimele. Și vreau să vorbim puțin despre bunătatea ispravnicului credincios, care este Domnul Isus. Nu de pe o poziție compromisă de ispravnic care risipește averea stăpânului, ci de pe o poziție de integritate, de corectitudine, de desăvârșire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola Apostolului Pavel către evrei. În capitolul 3. Și aici Domnul Isus Hristos nu este comparat cu un ispravnic necredincios, este comparat cu un alt ispravnic credincios, dar față de care Domnul Isus Hristos este mult mult superior. Și de la versetul 1 la 6, Evrei 3 spune cuvântul Domnului: De aceea frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, Ați vă privirile la Apostolul și Marele Preot al Mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, adică celui care i-a dat această administrație, această poziție, această isprăvnicie, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Doi ispravnici credincioși, Moise și Domnul Isus. Și acum, căci El, adică Isus, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, doi spravnici credincioși, dar unul încununat cu o mai mare slavă decât celălalt, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu, adică ca un prototip al Domnului Isus Hristos, vectestamental. testamental. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Iată dar, bunătatea Adevăratul adevăratului spravnic, spravnicul credincios, Domnul Iisus, este pe o poziție de integritate. Dragii mei, noi oamenii obișnuim să amestecăm lucrurile bune cu cele rele, să credem că pe undeva uh, se pun într-o balanță, știți ce spune cuvântul Domnului? Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Un rău strică tot conținutul. Cred că va mai povestit cel puțin odată, întâmplarea aceasta. Vedeți cât de dualistă este natura noastră, cât de, de, de perfidă este firea pământească. povestit de unul care într-o seară a mers mai târziu la McDonald's și ia de la uh, uh, fereastra unde se comandă, și din greșeală cine era acolo, în loc să-i dea ce a comandat, i-a dat punga cu banii, cu încasările care se pregăteau să le pună, știu eu, într-un safe. Și ăsta a plecat cu punga și când a văzut că are bani în loc de mâncare, s-a întors înapoi și a adus punga cu bani. Și managerul de la acel McDonald's a fost așa de impresionat încât a spus, domne, Extraordinar, îmi tremura inima, stă în casările de pe o bună bucată din ziua asta, nu știam ce să mă fac. Angajații de la McDonald's știți că nu sunt oameni foarte bogați și înstăriți și pentru ei un bănuț contează foarte mult. Și s-a speriat omul. Spune, știți ce, eu, eu trebuie să fac ceva. asemenea lucruri trebuie să se știe. Nu numai crime și lucruri rele, și lucruri bune. Dați-mi voi, vă rog, să sunt la ziar, să sunt la televiziune, să se vadă că mai sunt și oameni cinstiți pe lumea asta. Că spune, domnule, să nu cumva să chem televiziunea, că mă nenorocești. Zice, că asta nu-i nevastă mea. Cum e posibil, într-un domeniu al vieții, să dai dovadă de atâta cinste și de atâta integritate, și în altul să te porți ca un stricat. Nu subestimați, frați și surori, puterea firii pământești de a face fapte bune atunci când îi pică bine. Atenție! Nu subestimați puterea firii pământești de a face chiar fapte bune atunci când îi se așează ei bine, când îi se merită să le facă. Domnul Iisus Hristos a trăit o viață de integritate pe toate planurile, spune Biblia că a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Și integritatea noastră trebuie să fie asemenea integrității Domnului Iisus Hristos. Și acum, haideți să-i comparăm pe acest ispravnic necredincios și pe Domnul Isus Hristos, credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Pentru că știu eu, mai devreme sau mai târziu, probabil vei nimeri sub ispravnicia unui om compromis, necinstit, incorrect, care te va înșela, care te va păcăli, și o să-ți foarte rău. Dar eu vreau să știu, dacă în problemele lumești mai nimerim pe mâna câte unuia care ne păcălește și ne înșală, din punctul de vedere al veșniciei, atunci când este vorba de viața veșnică, atunci când este vorba de eternitate, eu nu vreau să mă înșel. Eu vreau să știu că am nimerit pe mâinile cuiva care nu se joacă cu viața mea, care nu se joacă cu eternitatea mea. Și dacă pe el îl cheamă Iisus Hristos și este Fiul lui Dumnezeu, eu vreau să aflu despre integritatea acestui Iisus și cum se compară el cu acest ispravnic necredincios. În primul rând, dacă ispravnicul necredincios a făcut binefacerea pe cheltuia la altuia, Domnul Iisus s-a dat pe sine însuși. În Evrei 9, 13 la 15 spune cuvântul Domnului Căci, dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățarea trupului. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată, iată integritatea acestui spravnic, lui Dumnezeu vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea, de baterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduit. Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine însuși, s-a oferit pe sine însuși. Apoi, acest ispravnic și-a căutat propriul lui interes, propriul lui avantaj, Domnul Isus Hristos a căutat folosul nostru. De fapt, în îndemnul Apostolului Pavel este fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. E una din marile probleme pe care noi le avem în firea aceasta, în natura aceasta umană. E foarte greu să te gândești la altul. E foarte greu să cauți avantajul, interesul, folosul altuia. Marea majoritate a oamenilor se gândesc la ei înșiși. Trăim într-o era a egocentrismului, când fiecare crede că este centrul Universului, că toate lucrurile gravitează în jurul lui. Domnul Isus a căutat folosul nostru și, interesant, una dintre cele mai mari profeții care au fost rostite vreodată este o profeție rostită de un om care nu era Prorocul lui Dumnezeu, era doar mare preot. Era un alt ispravnic compromis, îl chema Caiafa, dar pentru că era mare preot în anul acela, Dumnezeu își permitea să vorbească prin el. Și auziți, ce spune el despre Domnul Iisus atunci când se sfătuiesc în Sinedriu, ce să facă cu el? Ce să facă cu el? Pe păi ce să facă cu el? Auziți, unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic că era o mare dezbatere. Să-l dea pe mâinile romanilor, să-l uh, uh, răstignească, să-l omoară, ce să facă cu el? Și auziți ce spune Caiafa? Frați și surori, cel mai mare compliment îi se face Domnului Isus Hristos de către oamenii care nu erau neapărat mântuiți, aduceți-vă aminte de sutașul care la cruce a spus cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, că cei din apropierea lui, Ucenicii lui era normal să-l laude. Dar ascultați ce spune gura acestui om care nu voia nici de cum să îi facă un compliment Domnului Isus Hristos, care nu, rostea, nu dorea nici cum să rostească un cuvânt din partea lui Dumnezeu. El acolo credea că face politică la Sinedriu. Și ascultați ce spune. Voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru un norod? Și să nu piară tot neamul? Extraordinar! Bine, sensul în care el a spus acestor, aceste cuvinte au, au fost următorul. mai dacă îl lăsăm pe omul ăsta să trăiască, ăsta face revoltă. Și România abia așteaptă un motiv să pună săbile și sulițele pe noi. Noi trebuie să încetăm cu această comoție. Noi trebuie să-l blocăm pe omul ăsta, să se termine odată cu mesajul lui că e fiul lui Dumnezeu, că a venit să mântuiască și așa mai departe. E în folosul nostru al tuturor să moară, că dacă moare el, ne lasă romanii în pace. Și avem liniște. Dacă nu moare, le dă motive să vină cu represiune împotriva întregului popor. Și toți vom avea de suferit. Ei, asta a crezut el că spune. Dar știți ce a spus Dumnezeu prin gura lui? Că a murit Domnul Isus Hristos la cruce, a fost în folosul întregului norod și a întregii lumi. Mărit să fie în numele Domnului. Pentru că la cruce a plătit prețul. Pentru mântuirea noastră, nu ne era dator cu nimic. Dumnezeu n-a făcut nimic din vreo obligație. A făcut de dragul nostru că ne-a iubit și că a dorit să ne mântuiască. Și s-a dat pe sine în folosul nostru, nu în folosul său. Dar, mai mult, spuneam despre ispravnicul necredincios că a iertat o parte din datorie fost foarte zgârcit, uh, o binefacere însoțită de zgârcerii. Deci, hai să dau, dar n-am să dau atât, dau mai puțin și pe urmă, de ce te gândești mai mult? Așa, așa, cum își aduc unii de multe ori darurile la biserică. Prima dată pune în plic o sumă și pe urmă spune, cam asta și altă de făcut. Pe urmă, își aduce aminte de cineva de care e nemulțumit în biserică, și, bă, a, tot mai taie și mai, uh, mai, 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 ciontește. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când a iertat, a iertat tot. În Coloseni, capitolul 2, versetul 14, este folosit același termen, zapis. Să știți că dacă există zapisuri sau documente prin care se înregistrează datoria cuiva aici pe pământ, când e dator la bancă, când e dator că și-a cumpărat o mașină, când e dator la un credit card. E undeva un document înregistrat unde ai pus o semnătură că ai o anumită datorie. Vreau să vă spun că există o datorie pe care fiecare o are înaintea lui Dumnezeu, orice om care s-a născut pe pământul acesta. Și datoria aceea, zapisul acela, documentul acela se încarcă în fiecare zi. N-apuci să plătești cât încarci nota de plată. Ce să facă Dumnezeu cu noi? Că pe când s-au umplut zapisul, plata păcatului fiind moartea, ar fi trebuit ca toate zapisurile datoriilor noastre și ale mai pline și mai lungi și cu mai multe pagini și ale mai scurte. Că pentru fiecare păcat, plata este aceea și este moarte. Dumnezeu ar fi trebuit să tragă o linie roșie în dreptul fiecăruia și să spună moarte, să moară toți, să fie înghițiți toți de moarte, fără nicio șansă. Ei, când a venit Domnul Isus Hristos, a luat zapisul acela mare de tot, pe care au fost cumulate toate păcatele întregii omeniri. Toate păcatele care s-au comis vreodată. Și auziți ce spune în Coloseni 2 cu 14. Afișați, vă rog. A șters zapisul cu poruncile lui, l-a de tot care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, vorbea împotriva noastră, cerea moartea și pedeapsa noastră. Și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Oamenii când s-au uitat la cruce, l-au văzut doar pe omul Iisus Hristos răstignit acolo. Dar în el erau răstignite păcatele noastre, datoriile noastre, documentele care rosteau judecată și condamnare în dreptul nostru cine îl primește pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, zapisul lui este șters, este curat. Vă rog să puneți Coloseni 2 cu 13, ca să nu existe niciun dubiu cu privire la generozitatea Domnului Isus Hristos, acestui ispravnic care iartă nu o parte, ci tot, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească în prejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Toate. Acum, iubiți frași și surori, vorbim despre ispravnicul necredincios, Vorbind despre ispravnicul credincios, trebuie să ajungem și la noi. Că n-am vorbit doar ca să ne închipuim o istorie interesantă, o fi, n-am spus lucrurile acestea doar pentru ca să repetăm ceea ce deja știam că Domnul Isus Hristos s-a dat pe sine, s-a dat în locul nostru și în folosul nostru și că ne-a iertat totul trebuie să ajungem la noi. Da, sunt 100% de acord cu mesajul fratelui Adi, Harul lui Dumnezeu este suficient să ne mântuiască și poate să mântuiască orice om de orice păcat. Dar poate să mântuiască orice om care se întoarce la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este la ghișeul eternității, gata să plătească datoria ta. Și tu tot ce trebuie să faci este să te dai un pas înapoi și să spui mulțumesc, slăvit să fie numele tău, mă pocăiesc. Plătește, Doamne, în locul meu, că eu și așa n-am cu ce să plătesc. Crezi că ai cu ce să plătești plata măcar a unei minciuni sau unui păcat? Nici de cum. Dar, Domnul Iisus Hristos merge odată la ghișeul acesta și plătește mântuirea sufletului tău. Cum a mers Domnul Iisus la ghișeul eternității? Răstignit pe cruce. Acolo a plătit datoria ta. Dar în Evrei, capitolul 10, cuvântul Domnului spune, dar dacă păcătuim cu voia, nu se mai duce să fie răstignit încă o dată, nu -l mai putem răstigni a doua oară. De aceea trebuie să fim credincioși, responsabili și nu să ne batem joc de Domnul Isus Hristos, pentru că Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Și acum, hai să vorbim despre noi, binefăcători, cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Asta este perspectiva eternității noastre. Cum reușim să fim și noi binefăcători, să facem binele, să avem bunătate, bunătatea omului duhovnicesc cu ajutorul bogăților nedrepte. Unii probabil își închipie că trebuie să mergem la furat, ca să avem bogății nedrepte și cu astea să facem bine. Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune aici bogății nedrepte. Haideți să vedem la ce se referă. Textul privește lucrul acesta din trei puncte de vedere. În primul rând, lucruri mici și lucruri mari. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Dragii mei, dreptatea și nedreptatea noastră nu are de-a face cu cât de mari sau de mici sunt lucrurile cu care avem de-a face. Noi trebuie să fim drepți și în lucrurile mici și prin asta dovedim că vom fi drepți și în lucrurile mari. De ce sunt numite bogății nedrepte? Vă spun de ce. Pentru că noi am inversat etichetele. La lucrurile mari le dăm mică importanță. La lucrurile mici le dăm mare importanță. Pare foarte rău să vă spun. Am trăit vremurile acelea și mulți dintre dumneavoastră le-a străit când absența de la un serviciu divin de la biserică era un lucru extrem. Trebuia să fii bolnav lipit de pat. Trebuia să se întâmple ceva extraordinar. Mentalitatea noastră în zilele de astăzi este că dacă nu merg azi, merg duminica viitoare. Dacă nu merg dimineața, merg seara. Dacă nu merg peste săptămână, mă duc duminică. Dacă nu mă duc la 9, mă duc la 10. Uite așa caz în ațipire spirituală. Pentru că un lucru mare, că Dumnezeu e prezent în locul acesta și că ne întâlnim cu El și că sănătatea noastră spirituală depinde de părtășiile acestea, îl considerăm ca un fier de praf. De care ne putem lipsi. Asta este mentalitatea creștinismului de astăzi. Nu mă întrebați în ce comunitate, în ale americane, în cele române. Am văzut că și în România încet, încet încep să alunece pe panta asta. Pentru că e în natura noastră să inversăm etichetele. Vă aduc aminte de farisei care spuneau. Dacă jură cineva pe altar, nu e mare lucru. Dar dacă jură pe aurul și darul de la altar, pe darul de la altar e un lucru extraordinar de mare. Și Domnul Iisus Hristos spune farisei fățarnici, ce e mai mare? Darul sau altarul care sfințește darul? Pe urmă spuneau: dacă jură cineva pe templu, e cum e dar dacă jură pe aurul de la templu, acolo lucrurile sunt grave și serioase. Și Domnul le spunea, fariței fățarnici, ce este mai mare? Aurul sau templul care sfințește aurul? Este spiritul acesta selectiv al nostru, care ne spune că lucrurile mici sunt mari și lucrurile mari sunt mici. Vă aduc aminte de Maria și Marta. Și încă o dată vă rog frumos, stimate surori, să n-aveți impresia că Domnul Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu scoate în relief întâmplarea aia ca să le dea în cap la gospodinele bune. Nu! Și Dumnezeu nu încurajează gospodinele să stea să citească Biblia când toată familia moare de foame. Nu! dar lucrurile trebuie spuse într-o perspectivă corectă. Și dacă citim Biblia, până la urmă vedem că Domnul a criticat-o pe Marta și a lăudat-o pe Maria. Acum, uh, am auzit mult spirit populist în modul cum unii predicatori spun că le e frică că nu mai fac surorile mâncare la mesele de dragoste. Și ca să perie cumva situația, spun A, că și Marta, că Marta, că fără Marta, că Maria bună, la o le oferească-ne Dumnezeu să se supere sora Marta pe noi că așa un pic mai nepocăită și se enervează și până <truză> nu mai vine la bucătărie. Până <truză> nu mai face nimic. Că au scos-o predicatorii din sărite, că au lăudat-o pe Marta, pe Maria. Ei, mai surorilor, eu mă rog ca toate să fiți Marii când trebuie și Marte când trebuie. Dar să nu inversați etichetele. Când e vorba de partea cea bună a mântuirii, Maria punea mare preț pe asta. Eu nu cred că Maria era puturoasă și nu muncea în bucătărie. Nu. Ba, pe undeva, dacă stau să mă gândesc, mai știi că Marta n-a vrut să scoată în relief că ea iubește pe Domnul mai mult, că îi pregătește de mâncare decât asta care stă și ascultă predicile. Dragii mei, haideți să fim oameni maturi. Domnul Iisus Hristos a spus, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și le crezi mari. Catastrofă dacă mi s-a stricat maioneza, nu s-a prins. Dacă a ieșit mâncarea prea sărată sau știu eu. Groaznic, îngrozitor. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua și spune, un singur lucru, că vorbim de lucruri mici și lucruri mari, un singur lucru trebuiește, dragul meu, soră dragă, poate nu ești cea mai bună gospodină, dar să fii mântuită a lui Hristos. Ăla e lucru care trebuiește. Dar să fii și gospodină bună, să dai silințe. Dar e mai important să fii mântuită. Frate scump, Poate ești un meseriaș bun, Domnul să te binecuvinteze ce meserie o ai avea, să te facă și mai bun. Dar un singur lucru trebuie înainte de a fi tâmplar, dulgher, doctor, profesor, sau ce mai fi, ești ambasador al cerului. Un lucru trebuie să nu numim lucrurile mici mari și nici pe cele mari mici. Și din păcate, mulți creștini fac lucrul acesta. Apoi, continuă și spune, deci dacă n ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, iar cu nedrepte, acum ce înseamnă. Cine vă va încredința adevăratele bogății? Păi, care sunt bogățiile nedrepte? Uh, lucrurile pe care noi le considerăm mari și bo o bogății reale în lumea asta, dar care ruginesc, se strică. Iar trebuie să pui acoperiș la casă, iar trebuie să faci tag pointing, iar trebuie să repari strada, iar trebuie să muncești la landscaping. Toate se deteriorează. Dacă nu sunt întreținute, nu trebuie să vină cineva să le strice. O clădire abandonată, nu trebuie să vină cineva cu buldozerul să o strice doar nu întreții și se prăbușește în timp. Pentru că toate lucrurile din lumea aceasta se deteriorează și Biblia spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Sunt bogății? Sunt, dar Biblia le spune neadevărate, false. Că cum e diferența între aurul autentic și aurul fals. Dragii mei, toate acestea vor rămâne aici. Vom merge în eternitate și acolo vom găsi adevăratele bogății, lucrurile care nu sunt perisabile, sunt eterne. Ei, și de asta avem nevoie aici, ca să ne întreținem în viața. Dar să nu le mai numim bogății. Să le numim bogății pe acelea care nu se veștejesc, care nu ruginesc, pe care nu le mănâncă molia și care sunt în împărăția lui Dumnezeu. Că dacă pocăiții ar pune atâta valoare pe acele bogății, cât, e, cât pun pe acestea, vai de 20 de ori mai pocăiți am fi. Și apoi, un al treilea lucru pe care ne-l subliniază aici Scriptura, lucrul altuia și lucrul vostru. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Acum nouă ne place aici pe pământ să zicem despre toate lucrurile noastre că sunt ale noastre. Toate lucrurile noastre sunt ale noastre. Nu sunt. Mașina mea, casa mea, nevasta mea, copiii mei, părinții mei, biserica mea, păstorii mei, toate stale noastre, am, am reușit să introducem în exprimarea noastră toate aceste posesive prin care ne însușim toate lucrurile și toate noastre. dragii mei, sunt o ispravnicie, sunt pentru o vreme. Toți suntem ispravnici, dar nu sunt ale noastre. Iarăși, cred că v-am mai spus o întâmplare și o repet. Se spune că în pauza de masă la o mare instituție, o doamnă și-a luat geanta, s-a dus, a cumpărat un ziar și-a intrat în sala de mese. Și acolo era o mașină automată unde a introdus câteva fise și și-a luat o pungă cu biscuiți. S-a uitat în stânga, în dreapta și n-a găsit loc la vreo masă decât unde stătea un domn, era un scaun liber vis-a-vis -vis și i-a făcut semn, el cu multă amabilitate i-a spus să ia loc. S-a așezat, a deschis iarul, a luat un biscuite, a ronțăit și spre mare ei surprindere Domnul de vizavi a zâmbit amabil și a luat și el un biscuite. Mă, lucrul ăsta nu se întâmplă în fiecare zi, s-a gândit, nu a fost poftă, cine știe. Dar nu peste mult timp a terminat biscuitele și a luat al biscuite. Și domnul de vizavi întinde mâna și ia și el un biscuite. E, deja de de treaba asta a ajuns să fie o brăznicie. S-a uitat cam fioros la el, dar omul pentru că a zâmbit cerea să-i zică, a mai luat un biscuite și domnul a întins mâna și a luat și el un biscuite. Nervoasă total. Nu e rușine. Îmi mănâncă punga mea cu biscuiți. Și uite așa, iau un biscuite, domnul un biscuite, iau un biscuite, domnul un biscuite, până a mai rămas un biscuite. Și când a mai rămas un biscuite, a dat să întindă mâna, însă domnul, extraordinar de amabil, a fost mai repede de mână, l-a rupt în două și a întins jumate i-a întors spatele nervoasă și a luat geanta, ziarul, făcut câțiva pași nervoși, păi a deschis geanta ca să bage ziarul și a rămas înțepenit. În geantă era punga ei de biscuiți neînceput. Tot timpul ăla mâncase din punga de biscuiți a domnului de vizavi. Frați și surori, Asta facem noi în fiecare zi. Luăm și zicem, e al meu? Și se uită Dumnezeu la noi, uneori amabil, uneori probabil iritat, că nu ne mai săturăm să le numim pe toate ale noastre și nu sunt. Și totuși, pe lucrurile care nu sunt ale noastre, pe care doar trebuie să le administrăm, punem așa de mare preț ca și când ar fi ale noastre, iar pe cele adevărate de dincolo, care ne sunt date ca moștenire, că ne așteaptă punga noastră cu biscuiți, care va fi cu adevărata noastră. Că spune cuvântul Domnului, dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Ei, în seara aceasta vorbim despre bunăvoință, despre bunătatea omului duhovnicesc. Haideți să limităm pe Domnul Isus Hristos. Și pentru că avem aceste bogății nedrepte, că sunt lucruri mici și dacă ni se par nouă mari, sunt doar pentru o vreme perisabile și dacă nouă ni se par că de adevăratele. Și sunt ale altuia, nu sunt ale noastre. Că atunci când plecăm din lume, ne ducem cu mâinile goale, fără nimic. Știți ce să facem cu aceste bogății nedrepte? Dar nedrepte pentru că am explicat de ce sunt nedrepte. Să le investim în împărăția lui Dumnezeu, pentru că dacă le investim cu bunătate în cei din jurul nostru, dragii mei, astea sunt lucrurile pe care le putem păstra pentru că vor fi convertite, spune cuvântul lui Dumnezeu, într-o răsplătire veșnică. Cu ele ne vom întâlni, cu bogățiile nedrepte, cu lucrurile astea mici, cu lucrurile astea perisabile, cu lucrurile astea care nu ne aparțin, ne sunt date, date doar în grijă, cu aceste lucruri, fiind buni cu aproapele, dar nici cu aproapele generoși cu aproapele, căutând folosul aproapelui, fără să încercăm să-L îndatorăm și să-L facem să aibă obligații. Într-o zi, cu toate, ne vom întâlni în Împărăția Lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima, cuvântul acesta să fie un cuvânt care să atingă inimile noastre. Poate că nu va atinge toate inimile, sau poate că nu le va atinge pe toate acum. Dar gândește-te la ele. Gândește-te la viața ta. Că în această seară cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit mie și ți-a vorbit ție. Și cuvântul lui Dumnezeu are puterea să se întoarcă cu rod din viața fiecăruia dintre noi. Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune. Să primim cu blândețe cuvântul semănat în inimile noastre și apoi să-l împlinim.